Astăzi aniversăm poetul Neperechi, am devansat cu o zi această activitate, deoarece este și ziua școlii alăturate Eminescu. Sunt manifestări omagiale și la Liceul Roman Vodă și noi ne-am permis să devansăm aniversarea poetului Neperechi, având ca invitați de marcă pe domnul inspector Brânzei, părintele Florin Țuscanu, fost elev al nostru, a ținut din suflet să fie alături de noi. Cum era mai minunat să ne revedem decât în ajun de mare zi, așa, pentru cultura noastră națională. Despre ce este vorba aici la Vasile Sau, cum îl omagiem pe Eminescu, cum stau lucrurile? Este vorba despre o activitate, într-adevăr, de omagiere a marelui Eminescu, într-un context în care valoarea lui Eminescu nu mai este ceea ce însemna ea în secolul al XX-lea și chiar în prima jumătate a secolului. Din păcate, nu doar elevii, nu doar mediul acesta școlar îl declasează pe Eminescu de la locul care îi se cuvine, ci societatea românească în general îl consideră desuet, depășit și este cumva înlocuit de alte pseudovalori. Rolul nostru al profesorilor de limba română este să păstrăm, în primul rând, în conștiința elevilor, să transmitem în primul rând și apoi să păstrăm valorile noastre care reprezintă structura absolută a culturii românești, printre care Eminescu își ocupă un loc bine meritat, pe care nu trebuie, din păcate, să-l amintim doar cu asemenea ocazii. Aici, la Vasile Sau, despre ce e vorba, așa, în două cuvințele. Bună ziua! Încercăm să aducem mulțumire divinității, entității supreme, pentru că ni l-a dăruit pe acest mare om, prin felul în care am știut noi, prin această activitate, care sperăm să vă placă. Dr. Florin Aurel Țuscanu, părinte, prezentați așa, eu știu, un Eminescu, altfel decât și îl cam imaginează, nu știu, tinerii, mai puțin tinerii, despre ce-i vorba? Întotdeauna Eminescu este inepuizabil și toți cercetătorii biografii operei sale au căutat să descopere noi și noi pagini despre acest poet cu care românii au o cheie să deschidă ușile universului și, așa cum frumos spunea un gânditor, Eminescu este darul pe care noi îl facem culturii universale. Am încercat să descoperim și noi, prin căutările noastre, aspecte noi din viața, din trăirile lui, din partea mai puțin cunoscută, din partea lăuntrică, viața sa spirituală, dacă a existat așa ceva, și anume religiozitatea lui Eminescu, sentimentul religios. Și fără îndoială că a avut și această latură a vieții lui, având în vedere că încă din anii copilăriei avea o legătură cu biserica și din familia sa are doi unchi, doi frați ai mamei, călugări la mănăstire și trei mătuși ale sale și o verișoară călugărițe, care i-au imprimat probabil această legătură cu biserica. Eminescu? Da. Cum te numești? Bucureanu Constantin Eduard. Și în momentul ăsta, așa, nu ai emoții fiind în pielea unui personaj care cam greu să te gândești la? Nu. Am mai fost și anul trecut tot aceeași rol. Știți, sunt din trupa de teatru Gong și tot aceeași prestație am avut-o. N-am putut închide ochii încă. Acum, după ce am sfârșit cât aveam de făcut, îmi închei ziua gândind la tine. Pasărea mea cea sprintenă, cea voioasă și tristă totodată, și aș vrea să pun mâna pe tine, să te sărut pe aripă, pe locul unde va fi fost odată două aripi, pe umărul tău cel alb și rotund și frumos. Dar trebuie să-mi pun pofta în cui, căci în acest moment, turdon dusă, în bătuțul tău, așternut de sigur, cu o fină pânză de inimă. Iar eu,
mă uit în lumânare și gândesc la tine. Cum e Eminescu la vremurile astea, când toate scul mai puțin Eminescu, așa, între, nu? Sau nu văd eu bine de afară, așa, cum se vede? Nu știu ce să zic. Eu zic că e bine, adică n-aș vedea o problemă în asta. Generația dumitale, parcă nu prea... Da, într-adevăr, nu prea se mai ascultă și... Dar pentru mine n-ar fi o problemă, adică mie îmi place așa și folclorul și... Deci... Bine, și prietenilor mei le plac chestia asta. Da, ia să întreb eu pe Cătălina, apropo de Eminescu, așa. Mai poate fi cucerită Cătălina la vremurile astea, iată, 2014, așa, cu ajutorul Dumnezeu, de un Cătălin care vine să recite o poezie de dragoste din Eminescu? Ar mai fi în loc? Ar mai fi? Eu cred că da, dar mai rar găsești așa oameni sensibili. Nu știu, ar fi rar. Și care să spună și care să primească? Într-adevăr, da.